A început perioada secerișului, iar fermierii români își fac deja calcule privind producțiile de anul acesta. Pentru mulți dintre ei, aceste socoteli sunt mai complicate decât în alți ani, pentru că au înființat culturile la prețuri foarte mari. Însă se văd acum nevoiți să vândă marfa la valori mult mai scăzute. Pentru Ionuț Olteanu, fermier care lucrează terenuri în mai multe județe din sudul țării, lucrurile nu arată ideal, chiar dacă a obținut producții foarte bune la unele culturi. Invitat în emisiunea Agricultura la Raport, acest agricultor a venit cu mai multe explicații legate de nemulțumirile sale. Noi lucrăm pământuri destul de proaste, cu humus în jur de 2, cu pH 5.2-5.4. Deci nu sunt elocvente producțiile la ce tehnologie înaltă facem și chiar mi-am pus problema că poate trebuie să facem o tehnologie mai medie, pentru că la 8 tone la orz am închis orzul în 3 ferme, toate 3 s-au închis cu 8-3, 8-1, 7-7 și la producțiile acestea foarte mari, zic eu. Totuși, când tragi linie, vezi că trebuie să mai faci o vizită pe la bancă, să mai ai niște bani împrumut. La grâu am început pe Tellerman cu 6-6-6-7 și cred eu că acolo o să rămână media. În Giurgiu 6-1, în Dâmbovița 5,5. Deci, practic, bonitatea terenurilor spune cuvântul. Fermierul reclamă situația în care s-a ajuns din cauza dobânzilor foarte mari impuse de bănci. Acesta susține că ceea ce se întâmplă în sectorul agricol din România este o adevărată cămătărie. Deci la producții, la medii de 8 tone la orz, abia ieșim la suprafață. Cheltuielile sunt foarte mari, cele indirect în special, și asta nu doar la noi în fermă, ci la toți fermierii români, pentru că există acele dobânzi imense, există acea nesimțită cămătărie, iertați-mi limbajul puțin neacademic. Asta e adevărul până la urmă. De fapt, ăsta este adevărul. Se întâmplă cu fermierii români și cu economia românească, în fapt, o imensă cămătărie, cel puțin în ultimii ani, dobânzile ajung la 10, la 12%, dobânzi direct din bănci, ca să nu mai vorbim, Ovidu, și tu știi foarte bine, de acele costuri mascate.